Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Sau și-am găsit la un nou videoclip acest canal, astăzi sunteți la episodul cu numărul 11 din cariera noastră frumoasă cu Barcelona. Din episodul anterior, ține minte că ne-a sucat acolo foarte bine în Champions League și am ajuns la acest match versus cei de la Atletico Madrid, unde vom juca cu ei în quarterfinals, un match foarte, foarte greu, chiar foarte greu. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați butonul de like, să strângem cât de multe like-uri și desigur să verificați și link-urile din descriere. Echipa noastră arată chiar foarte, foarte bine, l-avem aici pe Gyökeres, Lamine Yamal, Nico Williams, chiar arată foarte, foarte bine echipa. Ne putem descurca cu această echipă, că chiar m-a spus voi în comentarii să-l folosesc mai mult pe Roche și pe Rachel acolo, însă asta vreau să fac. Ține minte că acum nu mai este Lamine Yamal obosită de mult, așa că o să ne ajute mai mult. Și cum spuneam, acest match foarte, foarte greu versus cei de la Real Madrid, un match foarte, foarte greu. Iar în acest match și cam aceasta o să fie echipa, sau haide să schimbăm puțin în ea. Dar din câte văd, echipa arată chiar destul de bine. În acest match eu zic să joace Balde, să joace Araujo, să joace și Marquinhos și banca de rezervă momentan să aștepte, mai ales că Messi este destul de odihnit, așa că haide să intrăm Messi să vedem ce reușim să facem. Ei bine, și începe turul în UEFA Champions League versus cei de la Real Madrid. Haide să vedem că reușim să facem ceva și să câștigăm acest meci. Frumos aici ranul lui Gyökeres, centrare bună la Messi și Messi nu reușește, mă, apăr din nou Oblak. Iar acum în acest corner, haide să vedem că reușim să facem ceva, pasă aici scurtă la Lamine Yamal și Lamine Yamal centrare foarte bună, bine acolo, nu, haide, bine, mă, Gyökeres, mă, incredibil, ce gol, cum a sărit, modul în care a sărit, a nimerit foarte puțin, însă a contat foarte, foarte mult, cum a plonjat acolo în poartă, revedem fața poastă foarte frumoasă la Lamine Yamal, centrarea foarte bună a lui Lamine Yamal și uitați-vă cum o atinge Gyökeres foarte, foarte bine, încât plonjează așa, cade în poartă, 1-0 pentru Barcelona. Oh, ce pasă periculoasă aici, Sven, dacă reușim să apărăm, nu reușește, bă, din păcate, Gina Alvarez marchează acolo, ce șut foarte bun și puternic pe lângă Ter Stegen. Revenem faza, un șut foarte puternic dat pe lângă Ter Stegen, incredibil aici cât de puternic este șutul, restabilește egalitatea în acest match. Bine aici, pressing-ul lui Gyökeres și acum Gyökeres se poate duce și haideți să vedem, pasa este bună și la Lamine Yamal, cum să rateze din fața porții, n-a venit nicio șansă să rateze, facem 2-1 în acest match versus cei de la Real Madrid. Revenem faza, foarte bine aici pasa de la Gyökeres la Lamine Yamal și șutul foarte bun, este clar că este foarte ușor, pentru că era liber foarte efectiv, n-avea cum să rateze. E bine, și cred că este timp să face acest mără, să intre aici Rațiu, o să-l bag și pe Gavi în locul lui De Jong, o să vreau să-l bag și pe Ansu Fati în locul lui Messi și o să intre și Roche, probabil în locul lui Gyökeres. Haideți să vedem că reușim ceva. Întrerup acest video clipmaker pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atolls, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la customizare vă puteți seta de sigur mări dacă vreți cu nume sau fără nume și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l customizați. De asemenea, calitatea este destul de bună după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, titlul lor este de la Adidas, este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți desigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul UNREAL pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea, aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul de descriere și purați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. Pasă periculoasă aici a lui Atletico Madrid, foarte bine acolo Llorente, pasă bun la Julian Alvarez și Julian Alvarez se pare că reușește să marcheze, bă, nu reușește acolo să-l prindă. Foarte bine scapă aici și șutul clar este foarte puternic. Revenem faza, pasă foarte bună, însă uitați-vă ce șut puternic, chiar foarte puternic, n-are nicio șansă Ter Stegen. Foarte bine aici Victor Roche pasă la Lamine Yamal și acum Lamine Yamal nu i-a însufat, acum pasă înapoi la Roche și Roche nu reușește, bă, apără Oblak din nou, iar acum cu Nico Williams se duce, du-te Nico și acum șutul este pur, mă, asta zic Nico Williams, am ocolit tot careu ca să găsim acest spațiu de care avea nevoie Nico Williams ca să șuteze și să marcheze. Revedem faza, uitați-vă cum am ocolit tot careu, însă am găsit până la urmă culoarea nostru, am șutat și am marcat. E bine, și se termină meciul, reușim să câștigăm în tur cu 3-2 versus cei de la Atletico Madrid. Clar o să fie mult mai ușor în retur. Următorul meci este un meci destul ușor versus cei de la Leganes, dacă nu mă înșel. Trebuie doar să simulăm până la meci. Iar în meciul acesta, hai să vedem pe cine băgăm în teren. Clar o să iasă aici Araujo, o să intre cu Barsi, o să intre și Rațiu în locul lui Balde și o să iasă Messi.
Chelsea, o să intre Ansu Fati, vreau să îi odihnesc pe cei titulari, o să vreau să intre și Gavi Bachiar și Garcia, toată lumea, efectiv toată lumea. Iar în rest nu cred că mai facem ceva, poate îl băgăm, hai să băgăm pe Dani Olmo în locul lui Ansu Fati, eu zic că e mai bun. Așa că hai să ținăm acest meci, să vedem ce reușim să facem și se pare că reușim să batem cu 2-1, marchează la Yamal și Gyökeres. Următorul meci este returul contra cei de la Real Madrid în UEFA Champions League, un meci foarte greu, să avem acolo avantajul de un gol, ceea ce ne va ajuta foarte, foarte mult. În acest match, hai să vedem pe cine băgăm în teren. Araujo este cam obosit, însă nu știu dacă vreau să-l scot neapărat, dar văd că echipa chiar arată spre ok, nu prea aș vrea să-i scot, Messi este ok, Araujo este ok, așa că eu o să las așa echipa, pentru că se descurcă așa de bine. Așa că haideți să intrăm aici să vedem ce reușim să facem în retur. E bine, și ce meciul, hai să vedem ce reușim să facem în returul UEFA Champions League versus cei de la Atletico Madrid. Ok, și avem un șut aici, însă pe lângă poartă. Azi e bun, aici pasă la Nico, Nico, continuă Nico, Nico se învârte, e bine acolo. Și acum șutul, șutul este bun, mă, asta zic, mă, asta zic, mă, Nico Williams, mă, marchează și acest match 1-0, facem 4-2 la general. Bine, aici pasă la Messi, acum Messi, 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 Ancara Messi, Messi, continuă foarte bine și acum, și acum dacă reușim să ne învârtim bine acolo, șutul este apărat din păcate, mă, apără Oblak foarte bine acolo, însă fază interesantă. E aici centrare foarte bună, spuneam că reușim să facem ceva, centrarea este ok și acum, op, op, este fault, clar, clar este fault de penalty. Clar, clar. Efectiv, mi-a dat slide tackle doar că în aer. Nu știu cum a făcut acest jucător, dar este foul și penalty. Revenem faza aici, da, foarte, foarte urât. Direct la picioarele lui Nico Williams. Iar acum, haideți să vedem că reușim să marcăm cu Gyökeres și se pare că reușim să marcăm aici. Ce bombă a lui Gyökeres fix în plasa adversarilor pe partea stângă. Facem 2-0 în acest meci și 5-2 la general. Bine aici, Pedri la balon. Pedri se poate duce singur. Du-te, du-te, Pedri. Da, cred că poate să încercăm centrarea și centrarea se bună. Gyökeres. Nu reușește, mă, apăra aici Oblak, din păcate, bă, ce la limită a fost. E bine, și se termină meciul, un meci foarte, foarte frumos, câștigăm cu 2-0, adică cu 5-2 la general, un meci foarte, foarte frumos, câștigat de Barcelona. Trecem mai departe în UEFA Champions League. Următorul meci este merge și destul de ușor versus cea Celta Vigo, dacă nu mă înșel. Iar în acest meci, hai să vedem, probabil că o să scoatem pe Messi și o să-l băgăm pe Dani Olmo. O să scoatem și pe Araujo, îl băgăm pe Cubarsi. Direc, cam așa va arăta echipa. Îi dăm un quick sim și hai să încercăm și să facem și că se pare că reușim să-i bate cu 3-1, cum marchează, unde Gyökeres și la Yamal. Următorul meci, tot la fel de ușor, dacă mă înșel, Mallorca, jucăm versus Mallorca. În acest meci o să scoatem din nou, cred că pe Messi și pe Araujo, foarte obosit, nu înțeleg de ce. O să-l băgăm aici pe Dani Olmo și pe Garcia, presupun, pentru că cu Barça este obosit. Îi dăm quick sim și la acest meci și hai să ne reușim să facem și se pare că reușim să facem cu 4-0. Marchează aici un Nico Williams, Gyökeres, Victor Roque și Gyökeres din nou. Însă următorul meci, vedem că este versus și la Real Betis în finală, în finala Copa de Spania. Un meci foarte, foarte important și foarte greu. Sau nu chiar, pentru că am mai jucat cu ea și știm că nu este chiar ce știe ce echipă. E poate totuși obosită, Messi în continuare, nu înțeleg de ce. O să-l băgăm aici pe Ansu Fati, presupun. Dani Olmo este cam obosit. Araujo nu prea aș vrea să iasă, dar s-ar putea să intre cu Barsi în locul lui. Am încredere în că se va descurca foarte bine cu Barsi, așa că da, presupun că îl băgăm pe cu Barsi în locul lui Araujo. Iar echipa va rămâne cam așa. Așa că haideți să intrăm să vedem ce reușim să facem în finala Copa de Spania versus Real Betis. E bine, și începe finala, finala versus Real Betis. Haideți să reușim să-i batem și să câștigăm al doilea trofeu în acest sezon. Bine, aici la Yamal, la Yamal păstrează balonul, ce tare foarte bună. Și acum Pedri, Pedri, la Ansu Fati, Ansu Fati reușește, mă, să marcheze, mă, bine, mă, acolo Ansu Fati. Ce voleu acolo, sau parfecă, o semi-parfecă, poate putem să o numim. Oricum, un voleu foarte frumos, 1-0 pentru Barcelona. Revenem faza foarte bine aici, centrarea la Ansu Fati și Ansu Fati. Uitați-vă ce creativ devine la acest șut și marchează într-un stil anume. Cum la Yamal, la balon, spunea că reușim să facem ceva, găsim culoarul, găsim, șutăm și bine acolo, bine, mă, acolo la Yamal, ce finez, ce finez de la Yamal în minutul 17, incredibil, incredibil, mereu caut finesul la Yamal și în sfârșit intră unul foarte, foarte frumos. Revenem faza foarte bine, ce se mișcă la Yamal și șutul este foarte, foarte bine plasat, n-are nicio șansă portarul, bine, poate atinge puțin acolo, însă totuși intră în poartă. Bine acolo, centrarea la Yamal, nu reușește, bă, nu reușește. La Yamal, la Yamal, la balon trece foarte bine, schimbăm partea așa, frumos, frumos, și acum, haide, haide, haide,
Haide, continuă, șutul este bun, însă nu reușim, bă, nu reușim. Ce frumos a trecut acolo la mia mană, însă nu reușește. Iar acum la faza de corner, hai să vedem, pasăm aici aproape la, Ansu Fati. Și acum centrarea este bună, însă nu reușește Gyökeres să marcheze, totuși foarte interesant acolo. Gyökeres, pas bun la Pedri, Pedri acum la De Jong și acum De Jong. Un șut foarte, foarte zăbust, dar încercăm, nu știu când intră. E bine, și se termină meciul foarte bine acolo, câștigăm cu 2-0, două goluri date la început de meci, însă nu prea contează, câștigăm un trofeu, adică încă un trofeu în acest sezon, câștigăm Copa de Spania versus cei de la Real Betis. Marchează Nico Williams cu Lamine Yamal. Iar acum Ter Stegen aici se va duce și va ridica trofeul Copa de Spania împreună cu camarazii tăi. Haide, haide, ia-l, pune-l pe el, agită-l și... Haide, haide, haide! Yay! Reușit să câștigăm Copa de Spania al doilea trofeu în acest sezon. Următorul meci este în Champions League versus cei la Real Madrid. Un meci foarte important și de asemenea foarte greu. Știm că o să jucăm turul și returul cu această echipă, deci va conta foarte, foarte mult ce o să facem în acest meci. Echipa noastră, din păcate, este destul de obosită, Messi, De Jong, Balde la fel, însă eu zic că putem să le facem față, cât să scoatem un egal, poate. Adică că sunt fericiți acolo pentru că am câștigat acel trofeu, totuși obosiți. O să bag eu pe Olmo și pe Gavi în teren și la pauză probabil că o să intre Rațiu în locul lui Balde. Așa că haideți să intrăm în acest meci foarte, foarte important, să vedem ce reușim să facem în Champions League. E bine, și ce meciu, haideți să vedem ce reușim să facem în UEFA Champions League versus cei de la Real Madrid. Bine, aici la Lamine Yamal, dacă reușește, preușește pasa, așa cum șutul nu este bun, e ok, este offside. Un șut foarte periculos, însă prinde și Ter Stegen. Ce centrar bun acolo, însă Ter Stegen apără bine acolo, Ter Stegen. Iar acum cornerul, foarte bine acolo, bine acolo, Marquinhos, bine, bine acolo. Nu minge la Vini șutează însă în blocaj. Bine acolo, Kunde. Bine, aici centrarea la Lamine Yamal continuă foarte bine. Pasă bună la Dani Olmo, la Nico Williams. Și acum Nico Williams nu reușește, că e aproape. Ocazie bună pentru Real Madrid, să dacă reușim să facem ceva, încercăm să blocăm șutul lui Rodrigo, însă apărea aici Ter Stegen. Cred că este timpul să facem niște schimbări aici, Balde este mort, efectiv mor pe partea stângă, o să-l băgăm pe Rațiu. În rest, nu știu, hai să-l băgăm și pe Garcia în locul lui Marquinhos, trebuie să lăsăm neapărat Araujo. O să intre și Tore pe dreapta și o să intre și Roque în locul lui Gyökeres. Dar din păcate nu mai putem să facem nimic cu noile schimbări, să zic așa, în acest meci și se pare că se termină egal 0-0. Am spus că este un meci foarte, foarte greu, mai ales că nici echipa mea nu era așa de pregătită. Ei au avut mai multe ocazii decât noi, clar, dar în retur trebuie neapărat să-i batem. Următorul meci este versus această echipă care mi se pare că se numește Valladolid, parcă să zic ceva de genul, nu știu sigur. În acest meci o să băgăm efectiv toate rezervele, efectiv chiar toate rezervele. Nu înțeleg de ce Araujo, uitați, și Messi și Araujo sunt very happy, nu înțeleg de ce. Totuși o să băgăm aici pe Tore, pe Garcia, pe Rațiu și în rest va rămâne cam așa echipa. Vreau să fie o odihnită echipa pentru următorul meci, pentru că știm că voi juca versus cea Real Madrid, așa că îi dăm quick steal acest meci și haideți să vedem care reușim să câștigăm. Și se pare că reușim să câștigăm. 4-2, marchează Gyökeres, Lamine Yamal, Nico Williams și Gyökeres din nou. E bine, și vine și returul versus cei de la Real Madrid. Un meci în continuare foarte greu, chiar foarte greu, sunt sigur că o să fie foarte greu. Echipa este obosită, hai mă, pe bune. Messi o să joace puțin, Araujo, nu știu de ce este încă very happy. Însă vedem că și Balde, până și Balde este din nou obosit. Nu știu o să reușim să facem aici în meciul acesta, însă o să ne folosim clar de banca de rezerve. Nu o să înceapă Araujo, din păcate o să înceapă cu Barsi. Și din păcate va trebui să jucăm cu Balde pe stânga, obosit. Intrăm așa în meci și hai să încercăm și să facem versus Real Madrid în retur, în semifinale Champions League. Ei bine, și începe din nou acest meci. Data asta jucăm pe Santiago Bernabeu, nu jucăm la noi acasă, jucăm în deplasare în semifinale returul din UEFA Champions League. Hai să facă reușim data asta să câștigăm. Caz de aici la Lamine Yamal trece foarte bine, are spațiu, poate duce la Lamine Yamal. Lamine Yamal să facă reușește ceva. Și acum șutul este bun, însă prinde portarul. Bine acolo, îl blocăm pe Vini, chiar îl blocăm foarte bine. Un șut foarte bun, însă apare aici Ter Stegen. Cazie bună pentru Real Madrid, incredibil aici. Vini, pasă bună la Mbappé, însă, da, Mbappé nu reușește să marcheze. Ocazie bună de corner, hai să vedem că reușește ceva, nu reușește, prinde Ter Stegen. Bine aici Nico, centrarea este bună la Gyökeres, acum Gyökeres nu reușește, incredibil, Rudiger, cât de mare este. Ce pasă la Kylian, este offside, bine mă, asta zic, este offside. Valverde continuă foarte bine, Valverde, ce bară acolo. Și acum l-a lansat pe Mbappé, hai să vedem dacă reușim să-l oprim pe Mbappé.
Mbappé, continuă Mbappé. Bellingham acum la balon. Șutul lui Bellingham. Trebuie să paseze la Mbappé, să fiu sincer. Trebuie să paseze la Mbappé. Lovitura de colț a lui Real Madrid. Bine acolo. Reușim să respingem? Reușim, pe la urmă. Contraatacul poate este bun. Bine acolo, Gyökeres. Du-te. Du-te, Gyökeres. A ta este mingea. Du-te. Și acum șutul. Nu pot să cred. Bă, Gyökeres, pe lângă poartă, mă. Revedem faza foarte bună. Ranul însă șutul pe lângă poartă, bă. Clar face ce schimbări, îl scoate mă Balde, intră Ratiu, o să iasă și Messi, intră Ansu Fati, avea nevoie de atac și mai așteptăm pentru că probabil o să mergem în prelungiri. Bine aici Ansu Fati continuă foarte bine, Ansu Fati, șutul este bun, însă este fix pe curtoa. Bine aici Nico Williams, incredibil, Carvajal, ce slide tackle, pasă la Kylian, este foarte bună, însă aici bine bă cu Barsi, bă asta zic. Bine aici la Miamal continuă foarte bine, pasa, nu pot să cred, nu este offside, este offside, clar. Se termină meciul, aparent se termină meciul, foarte multe faze, dar toate fazele apărate de la Real, dar și la Barcelona. Este foarte greu meciul, chiar foarte greu, însă sperăm că în prelungiri vom reuși să marcăm și noi un gol, dacă nu, presupun că o să dăm la penaltiuri. Așa că începe din nou meciul, hai să facă reușim să-i batem. Bine acolo, centrarea la Miamal continuă foarte bine, la Miamal și acum șutul este bun, însă apără Courtois, bă frate, cât de mult poate să apere. Pedri vede pasa la Gyökeres și acum Gyökeres nu apucă bă să șuteze, am zis să șuteze din prima, însă nu apucă. Andri bine acolo, șutul, însă bine, ce apără acolo, Ter Stegen, incredibil, putea să fie fatal. Și acum ultima ocazie din meci, bă, ultima ocazie a lui Real Madrid, un corner foarte, foarte periculos, haide să ne reușim să ne apărăm, haide, nu este bun, bine acolo, te mai lasă încă o fază, ok, hai, ultimul corner, reușim să trecem, sau ne bate, nu, mamă, cât de aproape, să trecem meciul, trecem la penaltiuri, iar la penaltiuri, hai să ne prima oară apărăm, Rodrigo, în dreapta, este dreapta, bine, mă, asta zic, un început foarte bun, și acum Gyökeres, o să dăm în dreapta, la fel, dreapta sus, bine acolo, iar acum Alaba, să vedem în stânga sus, nu reușim, este dreapta jos, ok. Ansu Fati, dăm în stânga jos, reușim să marcăm, bine acolo. Iar acum Bellingham, mergem în dreapta și este dreapta jos din nou, bă. Iar acum la Miamal, o să dăm în stânga sus, la Miamal, reușim să marcăm, bine acolo. Vinicius la balon, haide, în stânga jos. Mamă, de pe centru, păi. Nico Williams, o să dăm și noi pe centru, să dacă reușim pe centru, bine acolo. Iar acum acest penalti, dacă reușim să-l apărăm, câștigăm, haide. Hendrik, dă în dreapta, haide mă, era pe jos, pe bune. Totuși, dacă aici reușim să marcăm, câștigăm, hai Pedri, sus dreapta, și bine mă Pedri, mă, asta zic, bine mă, reușim să câștigăm acest meci la penaltiuri cu 5-4, îi batem pe cei de la Real Madrid în semifinalele UEFA Champions League, mă, bine acolo Pedri, incredibil cât de greu a fost acest meci, a fost foarte, foarte greu, însă ceea ce este important este că trecem mai departe în finala UEFA Champions League și vedem că în final încă nu știm cu ce o să jucăm, ori cu AC Milan, ori cu Bayern. Vedem că în tur au făcut egal 2-2. Oricum, cu Bayern ar fi un meci foarte greu, chiar ar fi un meci foarte greu. Însă cu Milan eu zic că ne jucăm. E bine, și următorul meci este versus cei de la Real Madrid din nou. Bă, m-am săturat de ei. Vreau să scap de ei de tot. Nu mai vreau să-i văd deloc. Acest meci o să jucăm totuși în următorul episod. Eu zic că ne-am jucat foarte bine în acest episod. Am reușit să trecem acolo de echipe foarte puternice. Ba chiar am ajuns în finala UEFA Champions League, pe care o voi juca, desigur, în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să verificați link-urile din descriere, să vă abonați în caz să n-ați privit, să activați clopoțelul. Am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!